față de el? Adică unde, cine, de ce avea și părticica asta să facem și un avion, și un elicopter, și un avion de luptă și cu tare? Adică că ne-a făcut praf cu condițiile de trai. Am văzut ieri la o adunare de asta la Strasburg sau nu știu ce, sau la de asta, nu mai știu, la ONU, habar n-am că moțăiam, era dat exemplu la o întâlnire de asta de 100 de țări, zicea, domne, până acum, de ce vă fasoliți așa cu datoriile? Deocamdată un singur om pe planeta asta l-a apucat nebunia să plătească datoriile. Da, da. Și a spus Nicolae Ceaușescu, restul stați liniștiți, cu cât aveți, păi nu, da, cu cât aveți mai multe datorii, cu atât o duceți mai. Dar în nebunia lui sau doar ca să se vorbească de el, de România, permitea chestia de asta, gen un avion, gen cu tare? Nu, 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 el încerca să arate că România poate să facă de toate. Iar dar nu el și partidul, erau și oameni pregătiți. Erau, dar îi țineau deoparte așa, nu prea. Dar nu zicea că l-a făcut el avionul, nu, el nu, dar nu, s-a, nu, 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 nu s-a pus problema avionul, Rombacu mă refer, da. A venit când el a vrut să iasă în lume și lumea puțin așa a zis, bă, ăsta e un pic mai altfel, așa. Da, uite, în 68 cu cehii s-a pus pe partea înaltă. L-a plimbat și regina cu caleașca. De atunci s-a la Rombacu. Americanii ne-au dat clauza, da. Contractul pentru avioanele BAC 1 11, BAC 11, s-a luat când a fost acolo. Adică, pentru plimbarea lui cu caleașca, i s-a spus, bă, te plimbi cu caleașca cu regina. Dar ieși ceva, ieși ceva la pachet. Da, miliarde, da, da, da. Dar ieși tu un ban. Și astăzi se întâmplă la fel. Adică nu se duce nimeni dintr-o țară mică să nu vină fără să vină cu niște cumpărături. Inclusiv în România, aici, da. Mai ales. Uite, am făcut contractul cu Bechtel ca să vină... Ați fost ministrul transporturilor, apropo de Bechtel. Cum e posibil? Cum e posibil să înghițim chestia asta când a dispărut contractul? A, da, asta e într-adevăr o problemă. Dar nu contractul era o problemă, ci ce scria, adică felul în care s-a făcut acest contract. Dar doar că sunt americani în spate, nu putem să secretizăm, să aflăm, să cerem socoteală. Dar e o căruță de bani, au dispărut. Bă, nu vă luați de ei că sunt americani, licurici, nu știu cum ne spun ei acolo. Bă, ciocul mic, altfel dați de dracu. Păi nu, dar... Nu, și dacă... Contractul există, poate nu există originalul, dar nu contează, știe toată lumea. Dar poți să pleci tu dintr-un contract, o entitate, și să nu dai nicio socoteală nimănui? Păi nu, s-a rupt contractul cu greu. Și eu am vrut să-l rup, dar n-am reușit. Ok, politica a intrat în dumneavoastră. Aveți familia, copii, oarecum, deci observați ce se întâmplă. Dom'le, știam așa până 2000 și ceva, erau cum erau ele, așa, șchioape și onticăite. PD-ul părea o organizație cât de cât coerentă. După aia s-a terminat povestea asta, se aliază toți cu toți, fug de colo-colo. N-ați fost decât într-un singur partid, nu? Da. Ce vi se... Am fost în două. În două. Am fost și în PCR. Pe mine m-a făcut bine. În anul 3. Bine, anul 3. Bine. Nu, că nu-i făcea decât pe aia care învățau bine, nu-i făcea înțeles. Pe toți. Nu. Vă interesează, dar nu să reveniți sau să intrați? Nu, sau să ferească, nu mă gândesc. Și ce se poate întâmpla de la unul care a fost acolo? Păi, eu îmi dau seama așa cam ce se întâmplă, dar ca să spun scurt așa, că nu știu cât de mult timp avem, suntem înconjurați de proști din toate direcțiile. Deci suntem înconjurați, nu mai avem ce o scăpare. Era atunci un Băsescu, dumneavoastră, încă vă trei, era Năstase, Mitrea, erau niște interlocutori de alt calibru, nu? Cumva. Da. Nu discutăm aici calificări penale sau mai alte avem chestii. Argumente, mai aveam niște lucruri de astea. Acum nu știu, deci e ceva fără niciun fel. Chiar de și noimă. Cu Stolojan, să zicem, sau cu Valeriu Stoica, adică puteți discuta și cu liberalii și cu... Cu toți. Cu toți. Și chiar să mai și discuta. Că aveam păreri diferite, că nu cădeam de acord sau ne certam sau nu știu ce, dar să discuta, nu știu cum să spun, adică erau alte... Cred că acum ar trebui să mă înscriu unul de mere, că ăștia sunt singurii care au mai rămas mai serioși așa. Pe cuvânt. În sensul că ei sunt atât de serioși încât nu-și fac probleme.
Oricine nu, domne, pică da, la zare, ei sunt acolo. Nu e adevărat. Cum nu adică nu e adevărat? Dar nu asta e esența. Eu, când am intrat în 90, era Domokoș Gheza președinte. Da? Deci l-am prins pe Domokoș Gheza. Și eu l-am prins, l-am dat exemplu. Fost el cărturar, scriitor, comunism, dar nu contează. Ce scria, făcea. Era scriitor. Dar tipul ce știa, făcea, dregea. După care a venit Marco Bello. Și la fel, am avut mai multe chestii. Încă mai mergea. Și la un moment dat Marco Bello a venit și a zis așa: dom'le, la ședința asta o să vină un băiat cu mine care nu vorbește, noi am stat acolo pentru că îl pregătim, că eu cam peste vreun an așa vreau să mă retrag și el probabil că o să vină. Da? Și a venit Kelemen Hunor. Era mic atunci, cu Ghiozdan în spate. Eu spun cum procedează ei. La noi nu știe nimeni, la partidele stelalte, nici ce o să întâmple mâine dimineață. Cine dracu o să mai fie, cine spune ce spune, cine ce vorbește, fiecare vorbește pe cât o limbă, pe cât un televizor, pe cât... Deci este așa o bulibășeală totală, domne. Deci eu nu-mi dau seama ce vor să facă acolo. De altfel, mie mi se pare că fac întâi niște chestii și pomă să gândești ce au făcut. Zic, iete ce am făcut. Am plecat în coaliția aia. Eu și cred... unde ne ducem? Hai să ne ducem în altă coaliție. Astăzi cred că ei nici măcar nu se gândesc, pentru că zic, bă, oricum ne cheamă la Cotroceni și dacă nu facem așa, ne poartă sâmbetele, ne... Stați puțin că la Cotroceni totdeauna a fost unul care putea să cheme. Problema e să știi pe ce lume trăiești așa, că te cheamă la Cotroceni și te întreabă ceva. Sau îți spune ceva, sau eu știu. Și tu poți să spui, dom'le, vreau, nu vreau, sau eu știu merge ce. Merge sau nu merge. Sau dom'le, chestia de... asta nu, mulțumim frumos. Dar așa dacă ești... Eu nu înțeleg nimic. Mi-a făcut o reală plăcere. Din când în când poate mai depânăm una alta, pentru că sunt destul de multe de făcut. Asta se scrie mai mult în partea... pentru că amintirile politice, chiar pe unii, nu mai știu de unde să le agațe, da? Astăzi sunteți desprins, dar povestea asta cu oamenii care...